Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gerhard. Sunt lector de psihologie și profesor de limba germană și suedeză din Hamburg, Germania. În acest podcast vă ajut să depășiți obstacole în învățarea limbii germane. Uneori vorbim despre gramatică, vocabular, dar astăzi vom vorbi despre ceva mai strategic. Dacă vă interesează lucrul meu, mergeți vă rog pe pagina mea de internet. Găsiți linkul aici pe pagina podcastului. Deci, deseori primesc întrebarea până la ce nivel va trebui să înveț limba germană? La ce moment mă voi putea odihni? Va trebui să înveț și dialect? Trebuie să mă adaptez la felul în care oamenii vorbesc la serviciu? Trebuie să am un stil foarte elevat sau de obște? Care a trebuit să fie stilistica mea. Acestea sunt întrebări foarte relevante, fiindcă de felul cum noi vorbim depinde și cariera noastră. Mai ales dacă vrem să facem carieră într-o companie, într-o organizație, la o instituție publică, la începutul carierei hotărăște competența tehnică. Cu cât creșteți profesional, va fi hotărător altceva. Ce altceva? Competențele sociale. Sunteți în stare să conduceți alți oameni, să planificați ceva, să aveți grijă să fie respectate termeni și așa mai departe. Adică avem nevoie de abilități mult mai generale. Deoarece ca manager sau superior, nu neapărat dumneavoastră să vă ocupați de aspectele tehnice, în mod practic, dar trebuie să supervizați ceea ce fac alții și competențele lingvistice devin mult mai importante. Sfatul meu este să vă setați limite superioare și limite inferioare. Vă gândiți la postul actual, care ar fi persoana cu cele mai mari pretenții la nivelul meu lingvistic. Asta ar putea fi șeful, ar putea fi clienți, colegi și apoi vă gândiți care ar fi limita inferioară, adică cine ar fi persoana care vorbește cel mai neglijent sau cu dialect, și asta nu înseamnă să fie ceva inferior, dar pentru a ilustra ce, sau vorbește cel mai vulgar, neclar. Deseori, migranții comit greșeala că în vorbirea lor se adaptează la limita inferioară, deoarece majoritatea oamenilor așa vorbește. Și noi, ca migranți, vrem să fim primit, vrem să fim acceptat în gașca. Și dacă la locul de muncă majoritatea vorbește neglijent, mai ales în pauzele de cafea sau în afara serviciului, noi vrem să facem parte din echipă și ne adaptăm. Problema este că, de o parte, deseori cariera noastră poate fi hotărâtă de o singură persoană și această persoană nu neapărat face parte din gașca noastră. Asta, desigur, poate fi șeful, dar poate fi și șeful lui. Poate fi cineva care o singură dată în lună intră în companie și a vorbit 5 minute cu dumneavoastră. Și dumneavoastră credeți că contează impresia pe care o faceți între colegi, dar a fost de ajuns ca această persoană să vorbească 5 minute cu dumneavoastră să-și fi făcut o impresie pozitivă sau negativă. Sau poate fi un singur client. Și eu observ asta permanent la lecțiile mele de germană, pe care le fac pentru o școală privată. Noi, ca oameni, suntem așa creați că atragem mai mare atenție la aspectele negative. Adică este suficient un singur client supărat care se plânge de pe la, ca persoana respectivă n-are o vorbire adecvată pentru poziția dată, pentru a stopa un proces foarte frumos de carieră. Și nu contează dacă ceilalți 99 de clienți sunt foarte mulțumiți, această persoană care a făcut galagie ridică suspiciuni, dubii la superiorul, poate persoana respectivă dumneavoastră sau nu sunteți adecvată pentru așa funcție publică. Și vă dau acum câteva exemple. Și, deci, sfatul meu este să încercați să vorbiți la nivelul persoanei cele mai pretențioase.
dar în același timp să fiți în stare să înțelegeți ce spun persoanele care se află la limita inferioară. În unele profesii nu există diferența asta. De pildă, dacă lucrați în mediul universitar, probabil toate interacțiunile vor fi cam la același nivel lingvistic. Deci destul de elevat, dar pe de altă parte nu va fi dialect, probabil. Nu vor fi cuvinte vulgare la o conferință științifică, probabil. Și toate materialele pe care le scriți sau cum trebuie să vorbiți în fața studenților au cam același stil. Și atunci puteți să trăiți 40-50 de ani în Germania profesional și va ajunge acest nivel elevat, foarte îngust și nu veți simți nicio lipsă în ceva. Pe de altă parte, dacă eu aș lucra la construcție, tot va fi o stilistică destul de similară și nu va trebui să, adică persoana cea mai pretențioasă, cine ar putea fi? Foarte des șeful vorbește același stil ca și muncitori și mare diferență nu este. Dacă, sau într-o meserie practică în Germania. Deci meșterul de zugravit sau templat. Pe de altă parte, dacă sunt într-o funcție unde aveți contact cu clienți, hai să spunem așa, reparați case private și aveți clienți din toate straturile sociale, atunci situație deja un pic diferită. Sau sunteți medic, vânzător, reprezentant, comercial și mai departe. Și mulți care studiază medicină și vreau să lucrez în Germania, cred că trebuie să aibă nivelul necesar pentru a comunica cu medicul șef, cu directorul spitalului. Dar în realitate, cele mai multe interacțiuni vor fi cu pacienții și pacienții vor fi din toate straturile sociale, din toate regiunile și problema numărul unu va fi că pacienții se vor plânge că cu medicul A nu pot vorbi, el nu mai înțelege și independența ce fel de clinică este asta, asta este o problemă serioasă. Și acum vă gândiți la plângeri. Deci aveți pe două parte, într-o clinică privată mai scumpă, un pacient care este un avocat sau se consideră o persoană cultă și dumneavoastră vorbiți într-un limbaj vulgar și mai ales ca medic. El va depune o plângere la administrația spitalului, spune că asta este absolut incompatibil, eu la așa limbaj și eu mă tem care o să fie pregătire profesională la așa medic. Și acum vă gândiți, vă duceți într-o bancă și vreți să depuneți bani acolo și reprezentantul băncii vorbește ca un gangster și vulgar și cu înjurături. Probabil să vă temeți de banca aceasta. Da? Sau la fel, sunt înainte de o operație complicată și medicul are un limbaj foarte neglijent și foarte incult, foarte probabil o să credeți că el o să fie și așa neglijent în lucrul lui. Deci, pe de altă parte, dacă aveți un pacient care vine dintr-un strat social mai vulgar și folosește tot timp înjurături și cuvinte ofensătoare, sexiste și așa mai departe, el nu se va ofensa dacă dumneavoastră vorbiți într-un limbaj cult. Adică el nu va depune o plângere la directorul spitalului spunând că doctorul X din România sau Moldova nu știa a vorbi corect, adică el nu folosește cuvânte vulgare. De aceea, vă adaptați în vorbire la cel mai pretențios posibil și vă gândiți potențial, fiindcă uneori această persoană o să apară odată în magazin, în luna, în întreprindere. De aceea trebuie să căutați, trebuie să faceți un mic lucru activ de căutare, să întrebați care ar fi cel mai pretențios client și apoi să aflați ce informații consumă această persoană, ce ziar citește, ce emisiuni privește. Și atunci, citind aceste ziare, privind aceste emisiuni, puteți să vă modelați după așa persoană. Sper că acesta a fost util. Dacă aveți întrebări sau comentarii, contactați-mă și o să răspund la unul din episoadele viitoare. O zi frumoasă și auf Wiederhören!